Tot mai mult sălăjeni trec pragul Casei Județene de Asigurări de Sănătate în această perioadă, în vederea eliberării cardurilor europene de sănătate atât de necesare în cazul deplasărilor în străinătate. De altfel, potrivit informațiilor primite, până la această dată au fost eliberate de peste 2100 astfel de documente, iar numărul celor care solicită eliberarea lor este într-o continuă creștere. Totuși, sălăjenii care călătoresc în străinătate trebuie să știe că pentru obținerea unui astfel de document au nevoie de o adeverință vizată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, prin care li se atestă calitatea de asigurat, de o copie după buletin, de student, cu pont de pensie, acolo unde este cazul, însă condiția esențială o reprezintă calitatea de asigurat și plata contribuției la ziua asigurărilor de sănătate.